Bună seara, doamnelor și domnilor, la mulți ani și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. În această seară am alături de mine doi domni, domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. Bună seara, domnule Șerbănescu, și la mulți ani. Bună seara, la mulți ani și dumneavoastră. Și pe domnul Cristian Tudor, reprezentant SDN Târgu Jiu. Bună seara, domnule Tudor. Bună seara. La mulți ani și dumneavoastră, pentru că este pentru prima dată în acest an când ne întâlnim. Avem multe de discutat cu invitații mei în această seară. În primul rând, astăzi a avut loc o acțiune inedită la Rânca și o să-i rog pe dumnealor să ne povestească despre ce este vorba. Vom discuta și despre problemele apărute în zona montană din cauza zăpezii și din cauza viscolului. Chiar în urmă cu două zile, drumul de la Novaci către Rânca a fost închis de autorități din cauza zăpezii viscolite. Multe subiecte avem de discutat, dar începem discuția cu acțiunea de la Rânca și aș vrea, domnule Șerbănescu, să ne povestiți ce s-a întâmplat acolo. Este vorba despre un concept, o Dacia Concept, Dacia Duster Concept, care are în loc de roți are șenile. Acest tip de autovehicul este un autovehicul destinat misiunilor sau acțiunilor în teren greu și aceste șenile care sunt montate pe o Dacia normală, asta trebuie precizat, că se poate monta pe o Dacia Duster normală acest tip de sistem. Acest tip de sistem permite Daciei Duster obișnuite să acceseze inclusiv pante cu zăpadă, mlaștini, zone foarte grele. Se adresează cei de la Dacia Renault, care au acolo o unitate de cercetare dezvoltare. Ne-au invitat astăzi să facă o demonstrație cu acest autovehicul, atât pe noi cât și pe cei de la ISU, de la Jandarmerie și de la Salvamont. Chiar am și mers și eu și colegul Cristian. Am condus această Dacia. Este un autovehicul care pot să vă spun că mi-a depășit așteptările. Se descurcă foarte bine pe zăpezi. Unul din colegii noștri chiar a intrat în zăpadă de 50 de centimetri adâncime. Avem și noi imaginile în buclă, da. Pot să vă urmărească și telespectatorii noștri ce s-a întâmplat astăzi la Rânca. Aceasta este mașina. Aceasta este Dacia Duster. O vedeți, practic în loc de cauciucuri are acele șenile. Este un prototip? Este un concept. Practic este și în probe. Înțeleg că vor să-l scoată în producție de serie, dar dedicat structurilor care au misiuni în teren greu, printre care și noi, ca să spunem lucrurilor pe nume. Practic m-a frapat, am condus-o și eu. Se conduce aproape ca o mașină normală, mergând însă pe aceste zăpezi pe care le vedeți și în imagini. Deci e un autovehicul care din punctul meu de vedere cel puțin satisface cu succes cerințele unor structuri de genul nostru. Domnule Cristian Tudor, dumneavoastră vă ocupați de autoșenilata din zona noastră. Știu că anul trecut chiar ați fost detașat și în alte județe pentru a interveni cu autoșenilata. V-ați urcat la volanul acestei mașini? Da, l-am condus astăzi. Este ceva, cum spunea și colegul meu, inedit. Să mergi cu o Dacia Duster, un SUV, care în loc de roți are șenile și intri cu ea pe unde nu te aștepți. S-a comportat foarte bine, eu sunt obișnuit cu acea șenilată care dezvoltă niște puteri și niște capacități mult mai mari de intervenție decât acest autovehicul. Să nu uităm că acel utilaj șenilat este special conceput pentru acel tip de intervenții, pe când aceasta este o mașină de stradă pe care vara o poți folosi la lucrări curente, poți să mergi în teren cu ea, iar iarna când apar probleme, din ce discutam cu dezvoltatorii, cu cei de la Renault, roțile cu șenile se schimbă undeva în maxim o oră când ești începător și nu le-ai mai schimbat până atunci. Deja după aceea devine ca la Formula 1, ce mai repede, timpii scad. Față de autoșenilată pot spune că este mai manevrabilă. Este mult mai manevrabilă fiind mult mai scurtă. Ai loc să întorci, poți să te învârți mult mai ușor, că autoșenilată are o lungime destul de mare, iar bracajul, raza de viraj este undeva la minim 8 metri pentru șenilată, pe când Dusterul întorci în drum. Este unul din avantajele cele mai mari pe care le are și foarte, foarte manevrabilă. Aș vrea să vă întreb, pentru că nu de puține ori v-ați confruntat cu situații în care turiștii mai inconștienți, aș putea să le spun, s-au aventurat pe zăpadă, neștiind cât este stratul de mare și au rămas blocați în zone mai puțin practicabile. V-ar fi de folos o astfel de mașină pentru a ajunge la ei și pentru a-i scoate din situații? Să ne înțelegem, noi acționăm pe drumul național. În intervenții în afară drumului național sunt alte
structuri care dar se ocupă. Dar nu de puține ori a fost cerut și am din fost astra ajutorul. Și noi, pentru că nu au mai putut ajunge dumneavoastră, dar atunci, clar, nu mai puteam ajunge decât cu acele utilaje de mare capacitate. Dar nu, pentru cine ar fi util în momentul în care apar acele episoade de viscol foarte mari și se formează troienele pe zăpadă, să putem ajunge la autoturismele surprinse pe drum. Pentru că știe toată lumea și ați văzut imagini mereu, în momentul în care se pune viscolul, se formează niște troiene și rămâi pur și simplu acolo. Nu mai poți să înaintezi, zăpada intră sub mașină și te îngroapă și atunci trebuie să scoți acei oameni de acolo. Dar ar fi foarte util, v-am spus din motivul acesta că este foarte, foarte ușor manevrabilă, te duci, ai viteze foarte mari de deplasare. În cazul în care îți apare o situație de genul că trebuie să evacuezi mai mulți, să evacuezi mai mulți oameni dintr-o zonă, atunci este mai greuț cu acest tip de vehicul, atunci intervenim cu autoșenila ta. Sincer, deci vă spun, pe noi ne-a impresionat. Este practic un autovehicul care nu este destinat operațiunilor de anvergură, dar pentru operațiuni de mici dimensiuni, unde nu ar fi justificat, practic, sau ar fi mult prea costisitor să deplasezi utilaje mari, acest autovehicul cred că ne-ar folosi foarte mult. Adică eu să deplasez autoșenilata, cum avem probleme, poate apare, eu sunt în Rânca și apare problemă în Godeanu. Să deplasez autoșenilata, trebuie să-mi vină un trailer să mă ia de acolo. Ori pe trailer, deplasează, trailerul merge cu o viteză ei, pe când cu acest autovehicul te duci cu el pe roți, ai dat șenilele jos din portbagaj, trei oameni este facil ca chiar și conducătorul auto să și le monteze aceste... Cred că în două persoane îl montezi foarte ușor. Am înțeles. O mâine o să facem bună. O încercare, chiar ne-au promis că mâine o să și demontăm să vedem exact timpii, pentru că pe noi ne interesează foarte mult timpul de reacție. După cum știți, noi lucrăm la secundă. Timpul pentru dumneavoastră este foarte important și pentru toți salvatorii profesioniști, pentru că și lor li se adresează acest concept. Au fost concept. Foarte impresionați. Deci, dar spuneți-mi, această idee care vine din partea Renault a venit în urma unor discuții cu dumneavoastră, cu cei de la Salvamont, cu cei de la ISU? Ei, din câte înțeleg, în baza testării pieței, nu numai în România, pentru că trebuie să spunem că au o bază similară și în Granada, în Spania, deci testând piața asta vehiculelor utilitare, au descoperit această nișă. Că este nevoie, la un moment dat, pe plan mondial, pentru anumite tipuri de acțiuni, de un autovehicul, un SUV, practic, dar cu șenile, care să fie accesibil unei game mai largi de utilizatori. Și, practic, au venit cu acest concept pe care îl testează și în Rânca, și în Spania, în diversi parametri, și încearcă să ia de la autorități, practic, păreri. Tocmai de-aia vin cu aceste drive testuri, pentru că vor după aia să obțină un feedback, să vadă exact cum ni se pare nou ca potențial utilizatori acel tip de autovehicul. Chiar ne-au întrebat în timp ce mergeam cum ni s-a părut, cum funcționează, ce am mai vrea, dacă am mai vrea ceva, dacă am mai simțit nevoia să îmbunătățim ceva. La un moment dat a descoperit, unul din colegi a descoperit faptul că la bracaj maxim, de exemplu, șenila atinge de bulbar. Și atunci și-au notat și au... Urmează să aducă chiar și îmbunătățiri datorită acestui drive test. Domnule Șerbănescu, în Gorj știm cum am stat cu zăpezile, știm care cât zăpezi? De tare ne-a... De în urmă cu câteva săptămâni, chiar din urmă cu două zile de la Rânca. Trebuie să vă spun ceva. Astăzi am aflat la Gorj, Salvamontul s-a plâns de modul în care dezăpezesc cei de la Rânca, pentru că nemai având zăpadă pe drum, îi strică șenilele de la snowboard-uri. De la snowmobile. Și atunci nu mai pot să mai... Ce facem? Va trebui să cumpărăm noi snowmobile, pentru că ne stricați toate snowmobilele că mergem numai pe asfalt și ne distruge șenilele. Deci, lăsați că n-a fost tot. Asta e una din problemele acestui tip de zăpezire. Voiam să vă întreb cum a fost în restul teritoriului, în restul județelor, cum v-ați descurcat, cum ați făcut față acelui episod cu zăpadă din abundență. Trebuie să vă spun că la ora actuală am epuizat 300.000 de tone de sare. În anul trecut, de exemplu, toată iarna am epuizat sau am împrăștiat pe drumurile publice 450.000 de tone de sare. Anul acesta suntem la jumătatea iernii și am terminat 300.000 de tone de sare. Am făcut deja un contract, am prelungit contractul inițial, ni s-au livrat deja cantitățile din noua cantitate de 140.000 de tone de sare și vom continua că avem un contract cu Salromul pe care îl putem prelungi permanent și vom continua până la sfârșitul iernii să primim de la ei permanent în cazul în care avem nevoie de cantități suplimentare. Deci,
având în vedere cantitățile de sare care au fost împrăștiate, cantitățile de clorură, cantitățile de material ecologic și desfășurarea utilajelor, avem peste 3000 de utilaje implicate permanent, în orice moment, pe drumurile publice din țară, putem spune că a fost o operație de succes. N-am avut drumuri blocate din cauza zăpezilor, n-am avut oameni rămași în zăpadă, pentru că din perspectiva noastră viața primează. Deci, corect, cel mai important este să nu ai oameni care să fie blocați în zăpadă și, Doamne ferește, să pățească ceva rău. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că am acționat cu succes. Mă bucur să aud asta. Vreau să-l întreb și pe domnul Tudor la Gorj cum s-au desfășurat lucrurile, mai ales că în urmă cu două zile am avut un episod în care viscolul v-a dat bătăi de cap la Rânca și a fost nevoie să închideți drumul. Da, n-a fost pentru prima dată în această iarnă când îl închidem, am mai fost nevoie să luăm această decizie. După cum știți, noi luăm această decizie pentru a asigura siguranța participanților la trafic, pentru că și nu numai a participanților, vorbim aici și de deservenții de pe utilajele noastre de dezăpezire, pentru că și ei sunt tot oameni. La un moment dat, vizibilitatea scade la zero. Ești într-o zonă montană, sunt acele zone cum cobori de la Florile Albe, de acolo de unde sunt, se vând tot felul de produse în timpul verii, cum cobori către Releu, în partea dreaptă nu mai sunt parapeți pentru că este o zonă foarte lungă. Ei, gândiți-vă că acolo riști să ne văzând pe unde mergi, poți să te duci și înainte și la un moment dat te duci în râpă. Noi nu ne permitem în acest moment să riscăm viața nimănui. Nici a participanților la trafic, nici a angajaților noștri. Niciodată nu am făcut rabat de la calitate sau nimeni n-a venit nici de la CNAIR, nici de la DRDP să ne spună că folosim prea mult material antidrapant, am scos prea multe utilaje. Întotdeauna am făcut tot ce a trebuit ca să asigurăm acele, nu vorbim numai de Rânca, vorbim de toate drumurile naționale administrate de noi. Acest episod de viscol de care vorbeam, pot să vă spun că este cel mai puternic din ultimii 15 ani. Deci de 15 ani nu am mai avut așa viscol. Îmi spuneau colegii mei care sunt la Rânca de mulți ani, se apropie, avem câțiva în pragul pensiei și mi-au spus că în ultimii 15 ani, minim, nu am mai avut așa ceva. Eu personal, ieri dimineața am încercat să urc, să văd dacă putem da drumul la utilaje și în zona Releului, sub Releu, la ultima curbă, am stat 40 de minute în mașină. A fost pentru prima dată când mi-a fost puțin teamă, pentru că mișca mașina cu așa putere, că nu știam ce se întâmplă și nu știam unde sunt. Am stat 40 de minute, ceea ce le recomand tuturor participanților la trafic, în momentul în care sunt surprinși de evenimente meteo din acestea, instant, că violentă, e polei, gheață, ploaie înghețată, episoade de viscol sau chiar o zăpadă abundentă. Nu știu, s-a întâmplat zilele trecute, a fost viscol în fața districtului din Bengești, era negru, uscat carosabilul și la niciun kilometru în câmp a băgat zăpadă pe 200 de metri lungime, unde a fost și un eveniment. Da, deci asta le recomandăm, să sune imediat, că sună la 112, că sună la noastră la presă, aveți numerele noastre, ne anunțați imediat, avem mare încredere de aceea și colaborăm foarte bine pentru că ne sprijiniți în acest lucru, să informăm oamenii foarte direct și imediat, să ne anunțe, să nu-și pună viața în pericol, să nu dea, să încerce să dea dovadă de o putere supranaturală. Chiar că asta nu te poți să vă întreb, înțeleg participanții la trafic atunci când dumneavoastră decideți închiderea unui tronson? Foarte greu. Sau se aventurează? Pentru că nu de puține ori am întâlnit situații. Chiar dacă este un exemplu de altă seară. În momentul în care coboram, deci obligația noastră conform procedurilor este că în momentul în care luăm decizia închiderea unui drum, administratorul drumului, adică noi, sau poliția rutieră, sau împreună cu poliția rutieră, trebuie să facem o ultimă revizie a acelui tronson de drum, să ne asigurăm că pe acel tronson nu mai sunt alte mașini, nu sunt oameni, totul se poate închide în siguranță drumul. Am început să cobor din Rânca, foarte greu a fost pentru prima dată când am pus o aplicație mobilă de GPS să văd unde sunt, că nu mai știam în care curbă și care, și eu fac drumul destul de des și știu curbele pe din afară, dar nu mai știam unde sunt. Și atunci, viscolului, scăderii, da, vizibilității. Deci nu mai vedeam, am avut porțiuni foarte mari cu vizibilitate zero. Și atunci am început să coborâm, am întâlnit două mașini. Prima a înțeles mesajul nostru de a se întoarce către localitatea Novaci, cea de-a doua, mai cu puțin recalcitranți, până la urmă s-au întors și au încercat să se ascundă de noi într-o parcare, s-au băgat și au stins farurile și au stat ascunși. Numai că ei nu și-au dat seama că noi vedeam urmele de pe șosea. Și am văzut niște urme de mașină care intră într-o parcare. Zic, hop, asta e că e ceva în regulă. M-am dus la ei și zic, băi, nu vă jucați. Au niște puști
cu o mașină pe, cu tracțiune pe spate, care noi știm ce fac, urcă sus în platou să se învârtă cu mașinile. Doar că nu era momentul lor, potrivit, da, în acel, da, în acele clipe când au văzut încercat toată lumea să ne mintă, nu, că stăm aici, că facem poze, că o să vină cineva cu un ATV să ne plimbăm. N-are cum să plece cu ATV-ul din Novace încoace, că drumul e închis, e blocat, e visul, nu. Aici aș vrea să fac o precizare, pentru că există această tendință a unora de a brava, de a-și supraestima puterile. Noi când închidem drumurile, nu le închidem pentru că este ceva zăpadă și se poate descurca unul cu o mașină puternică acolo. Nu, închidem drumurile pentru că vizibilitatea este atât de redusă, iar cantitățile de zăpadă sunt atât de mari aduse de viscol, încât pe de o parte nu mai vezi drumul, deci nu mai știi unde ești, efectiv, este o mare albă, nu știi pe unde te afli. Doi la mână, acele rafale de vânt, uneori sunt atât de puternice, încât pur și simplu îți iau mașina de pe carosabil. Tocmai de aceea trebuie să se gândească cei care încearcă să evite filtrele de poliție și să forțeze sectoarele de drum închise, că nu este vorba de puterea mașinii respective sau de dotările mașinii respective, este vorba de capacitatea ta ca om de a te mai orienta în spațiu în acele condiții. Sper să se uite la noi cine trebuie și să înțeleagă mesajele dumneavoastră, din pentru păcate, că să nu auzim de o altă tragedie, de tineri rămași înzăpeziți, poate înghețați printr-o iene, pentru că mă gândesc că în acele condiții cu greu puteți ajunge atât dumneavoastră cât și salvamontiștii. Trebuie să vă spunem că noi avem acele șenilate portocalii pe care le știe toată lumea deja, care au inclusiv sistem cu viziune infraroșie, tocmai pentru astfel de cazuri, pentru că în cazul în care o mașină rămâne blocată în viscol, în foarte scurt timp este acoperită de zăpadă și atunci, exact cum zicea Cristi, în momentul în care vedem că sunt urme de roți pe acolo sau există suspiciunea că o mașină se află acolo, acel tip de autovehicul poate vedea în zăpadă până la zăpadă de 5 metri. Deci putem să identificăm rapid, tocmai de aia și patrulăm permanent pentru a vedea exact dacă este cineva și unde este. Dar, repet, în cazul în care un sector de drum este închis, gândiți-vă că nici utilajele noastre nu mai pot intra pe sectorul respectiv. Deci pot ajunge în situația în care stau ore bune în blocați în mașină. Și mai e un lucru, mai e un lucru și asta. Da, mai e un lucru și trebuie să o spun. Chiar dacă sunt unii care spun, da, domnule, rămân blocat în mașină, dau drumul la căldură și rezist, am combustibil pentru 10 ore. Nu e așa și vă zic și de ce. Deși este cald în mașină în condițiile astea, zăpada ține cald. Gazele nearse, dioxidul de carbon, practic nu se mai degaje în atmosferă, intră în habitacul și mor de fapt sufocați. Deci mor sufocați. Tocmai de aia, să nu fie curajoși și să nu încerce să fie mai tari decât utilajele noastre, pentru că nu vor putea. Și mai sprintem decât natura, pentru că vedem în ultima perioadă ne-a creat fel de fel de surprize. Se anunță un nou astfel de episod chiar începând de săptămâna viitoare, de marți. Începe de marți. Am înțeles. La București vine puțin mai târziu. Deci, spuneți-mi dacă sunteți pregătiți să înfruntați și acest episod sau ne va lua din nou pe nepregătite cum ea până la Târgu Jiu tot timpul. La Târgu Jiu, vă rog frumos să specificăm. Am specificat la Târgu Jiu tot timpul. Am specificat. Vreau să vă spun că după ce se va termina această iarnă, nu știu ce să facem vara, pentru că cred că și atunci o să patrulăm cu utilajele. Deci ne intră deja în ADN. Oamenii se plimbă cu utilajul peste tot. Mă bucur că găsim și așa un spirit de glumă din toată situația asta și că nu vă speriați de ce anunță meteorologii. Asta facem. Ei bine, nu știu, la dumneavoastră la București cum o fi, dar la noi la Târgu Jiu să știți că ultimul episod ne-a blocat pur și simplu. Pe drumurile naționale. Asta vreau să specific, că îl vedeam pe colegul meu puțin mirat, vorbind de municipiu. În municipiul Târgu Jiu ne-a blocat pur și simplu orașul pentru că cineva nu a fost capabil să ia atitudine și să se ocupe cum trebuie de dezăpezire. Sunteți pregătiți de acest eveniment? Pentru că se anunță fenomene destul de extreme. O să vorbim din două puncte de vedere. Vorbim o dată din cadrul de RDP Craiova, pentru că acest episod de zăpezi va afecta tot sudul țării. În prima fază, din câte am înțeles, o să vină de undeva din zona de sud, de la sârbi, cum zicem noi, sârbi bulgari, că așa avem noi niște, și atunci vine multă. Deci noi așa o știm. De RDP Craiova are în acest moment 13.000 de tone de sare în stoc, 100 de tone de clorură
și are peste 350 de utilaje pregătite să intervină. Aici vorbim de utilaje cu lamă și cu sărăriță, utilaje de capacitate mare sau mai mici, acele unimoguri. Vorbim de încărcătoare frontale, vorbim de încărcătoare cu cupă și braț pe spate, pe care noi le folosim nu numai la încărcatul zăpezii, le scoatem și pe acelea pe drum când nu mai putem face față, în special să degajăm cordoanele de zăpadă pentru a asigura și scurgerea apelor. Autofrezele, care sunt proprietatea CNAIR, nu sunt închiriate, au fost achiziționate de către CNAIR printr-un proiect pe fonduri europene. Autofreza, să o laud și pe ea, să știe lumea că este pregătită, sperăm să nu fim nevoiți să o scoatem, noi ne rugăm în fiecare an să nu o scoatem, pentru că știm că nu o scoatem la plimbare. SDN Târgu Jiu are 70 de utilaje pregătite în orice moment, toate utilajele sunt în stare de funcționare, inclusiv la cele ale de pe Craiova, pentru că în momentele acestea de acalmie să nu credă cineva că drumarii s-au băgat la un șpriț sau la somn. Nu, ne pregătim utilajele, ne refacem stocurile printr-un program al CNAIR. În momentul în care stocurile scad sub un anumit nivel, se aprovizionează cumva automat. Deci nu poate nimeni să spună n-am știut, nu m-am uitat, nu. CNAIR a pus foarte mare accent pe acest lucru. Vreau să vă spun că duminica trecută eu chiar am crezut că drumarii gorjenii au intrat la șpriț. Pentru că venind dinspre Petroșani către Târgu Jiu, la o zăpadă nu tocmai însemnată cantitativ, drumul de la Sadu către Târgu Jiu era acoperit de zăpadă și vreau să vă spun că am văzut un singur utilaj care acționa pe contrasens. Lasă-mă pe partea mea, haideți să vă zic un lucru. Deci am trăit eu pe pielea mea o situație. Un cetățean a sunat la noi la dispecerat. Cetățeanul se afla în fața la mei, la, să spunem așa, 500 de metri în fața la mei. Sună la dispecerat și zice, n-am văzut niciun utilaj, sunteți niște ticăloși, nu munciți, dormiți. După dacă maxim, nu era târziu, credeți-mă că și eu sunam. După maxim un minut sună din nou la CNAIR, pentru că îl prinsese lama din urmă și venise și eu lama de pe care. Și ce? Vezi, domnule, dacă nu dădeam eu telefon, nu vedea nici un minut și a trecut lama. E posibil să fie fost în spatele meu lama. E vorba de percepție personală, dar să știți că tronsonul de drum dintre Bumbești, Jiu și Târgu Jiu aparține de același district care are și defileul Jiului, pe care defileul Jiului era curat. Deci nu putem spune că dormeam, pentru că acolo aparține de același district. Ce se întâmplă? La un moment dat am mai explicat acest lucru, dar de fiecare dată le explic. Este posibil să vedeți un utilaj că merge, nu aruncă material, sau merge cu lama pe sus, sau vedeți decât unul. Întotdeauna sunt două utilaje, merg în baterie, dar este foarte posibil ca unul să plece la încărcat de materiale de la pant în district. Sau să-și alimenteze, pentru că ele merg cu motorină. Rezervorul se golește, trebuie să alimenteze. Trebuie carburant. Exact. Terminase atunci carburantul pe 30 de kilometri. Păi da, dacă face cei 30 de kilometri de 10 ori sau de 50 de ori, îl termin. Pentru că nu treci decât o dată. Era vorba de buncărul de material antiderapant. Da, asta am înțeles. Nu vorbeam acum de carburantul mașinii. Da, și ăla se termină. Bun. Pentru că au niște tronsoane, v-am spus, are 30 de kilometri, dar îi faci de 10 ori. Și 300 de kilometri. Și mergi cu anumită viteză. Nu? Gândiți-vă că nu mergi la viteză economică. Exact, nu mergi la economie, plus aici la majus și răspânditorul de material antiderapant care îți consumă carburant. Deci nu vorbim de aceleași consumuri ca o mașină normală. Și de asta vă spun, este posibil ca în acel moment unul să fie retras în carce și celălalt acționa în continuare. Sau poate era chiar în spatele dumneavoastră. Da, eu nu știu dacă era sau nu în spatele meu. Eu v-am spus și ce s-a întâmplat. Câte sesizări am avut, vă pot spune că SDN Târgu Jiu nu a fost sancționat de către poliția rutieră niciodată pentru zăpadă pe carosabil. Să vedem câte sesizări au fost în afară de acele răutăți când vrem să ne facem campanii electorale pe spatele unei instituții, ceea ce noi nu acceptăm niciodată, nici pro și nici contra. Noi suntem un organism tehnic, nu avem treabă. Noi ne facem treaba pentru care suntem plătiți. Atât. Și nu acceptăm niciodată să fim implicați în scandaluri politice. De aceea nici n-am răspuns, dar la un moment dat o să le adunăm pe toate și o să le răspundem. Dar nu acum. Pentru că nu este ok să te folosești de niște oameni care muncesc zi noapte să-ți faci campanie electorală. Și atunci, asta vă spun, poate în acel moment, dar haideți să vedem reversul. A doua zi, când au încetat risorile, era asfaltul negru, curat. N-aveți de asta nu mai să am vă de unde să ne mai știu, pentru că n-am mai fost. Vă spun ce s-a întâmplat. Ne uităm la Arânca, v-am trimis imagine de la Arânca de astăzi.
asfalt negru după în fiecare an de asfaltul viscol. Către Rânca a fost negru, deci toată nu avem ce să în cadrul SDN și DRDP și CNAI. Toți muncim la fel. Apropo de informații, să spunem așa, trunchiate, eronate sau percepute greșit, trebuie să spun, ca să liniștesc oarecum opinia publică, la ora actuală avem și am avut mereu toată această perioadă, am avut toată cantitatea de sare și de clorură, de calciu și de orice înseamnă material antiderapant, inclusiv produs ecologic, suficiente. N-au existat sincope. Pentru că, și, de exemplu, acum trebuie să vă spun că la ora actuală avem 56.000 de tone la nivel național de sare în depozite. 56.000 deci de tone. Deci aveți depozite. Avem 1.500 de tone de clorură, avem 509 tone de material ecologic, deci avem suficient. Și fac precizarea asta, pentru că a existat zilele trecute unul din colegii noștri de la un SDN, de la o secție de drumuri naționale, care oarecum așa panicat de prezența presei, a spus că a rămas fără sare. Există o cutumă, ca să spun așa, să spunem așa la drumare, că atunci când se apropie de cota de avarie, dar nu sunt mai jos de cota de avarie, să spună au rămas fără sare. Dar ei au, de exemplu, acel coleg avea 300 de tone de sare în depozit în momentul ăla și, culmea, de asta nu știa la momentul respectiv, camioanele de la Salerom, de la Salina, de la Deși, erau pe drum să-l alimenteze. Deci el, la o oră după ce a spus că n-are sare, a mai primit 1700 de tone de sare în depozit. Să deci mai sunt și chestiuni de percepție. Care transmite automat comenzile exact, către Salina. Asta ca să oamenii să fie conștienți sau să fie siguri că știm ce facem. Nu îi lăsăm de izbeliște și nu abandonăm reduta. Bun. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, iar după această pauză vom reveni în platou alături de invitații, pentru că mai avem și alte subiecte de dezbătut. Scurtă pauză, revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine în studio domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR și domnul Cristi Tudor, reprezentant SDN Târgu Jiu. O ultimă întrebare pentru domnul Cristi Tudor legată de aceste episoade meteorologice nefavorabile din zona montană Rânca. Unul dintre cabanierii sau reprezentantul cabanierilor din Rânca a ținut să vă bată obrazul într-o postare pe o rețea de socializare pentru că ați stabilit o limită de tonaj pentru mașinile care urcă în Rânca și era omul nemulțumit de această decizie a dumneavoastră pentru că în februarie urmează vacanța copiilor și vezi, Doamne, nu mai pot să mai urce în Rânca. În ultimii 5 ani de când eu stau la Rânca iarna, în februarie n-am văzut autocar niciodată. Da? Unul la mână, doi la mână, noi nu intrăm în conflicte cu cabarieri, noi suntem administratorul drumului și noi decidem ce este bine pentru a ne putea face în primul rând noi treaba, pentru că dacă nu ai această restricție când noi ne așteptăm la ninsori, risc să te trezești poate și cu un autocar sau cu autocamioane, cu mașini mari care nu pot urca și ne blochează drumul. Noi nu mai putem acționa, turiștii nu mai pot urca și atunci apar multe probleme. Sau pur și simplu, nu știu, se întâmplă un eveniment rutier destul de grav, se poate întâmpla cu astfel de mașini de mare tonaj. Deci s-a luat decizia de a se impune această restricție, nu este până la sfârșitul, este o perioadă pe care noi am luat-o mai lungă, dar se poate modifica oricând, atunci când vremea va permite, se va renunța la această restricție, cum a fost și până acum. Restricția până acum n-a fost pusă pentru că nu au fost probleme. Când a fost viscol, s-a închis de tot, dar în rest drumul a fost în permanență negru. Acum ne așteptăm la acest episod de vânt, am avut ieri videoconferința cu ANM și ni s-a tras atenția că va fi destul de serioasă ninsoare. Deci noi suntem administratorii, noi decidem ce este bine pentru participanții la trafic. Și ca să răspund și domnului cabanier, cum să zic, noi suntem cei care încurajăm turismul, pentru că unul din rostul, din sensul acestor modernizări ale drumurilor este și întreținerea componentei economice reprezentată de turism. În cazul în care are grupuri mari de turiști care vin cu autocarele și doresc să urce la Rânca, dar situația drumului nu permite traficul greu, avem soluția însoțirii acelor autocare cu convoaie exact. Formate din utilajele noastre. Deci nu trebuie decât să ne spună, domnule, aștept un grup de turiști care vine la Rânca cu 3, 4, 5 autocare, noi creăm un convoi și putem să-i însoțim în condiții de siguranță. Să uităm că Rânca este și acea mare problemă cu locurile de parcare. Gândiți-vă din ce înseamnă 5 autocare în Rânca și vacanța copilor când părinții vin cu copiii cu mașinile personale.
blocaj așa total. Așa este, din păcate ne confruntăm cu această problemă a locurilor de parcare, nici nu cred că va fi rezolvată. Nu este din punctul meu, nu este de vedere. Noastră. Este deci problemă particulară a privatului, până la urmă. Trecem la un alt subiect și acum vreau să vorbim despre lucrările de pe defileul Jiului. Cât la sută este finalizat din tot proiectul, domnule Șerbănescu? În acest moment, peste 90% din întregul proiect, pentru că este vorba de un întreg proiect, este finalizat. Chiar urmează să mergem până la sfârșitul lunii sau luna viitoare, am impresia. Ne permite vremea. În funcție de cum permite vremea să recepționăm această parte de traseu reabilitată deja. Au mai rămas acolo două obiective. Este vorba de podul de la 100... ați avut ceva probleme da, cu ele. Au fost niște probleme. Podul de la 105 și parcarea de la Lainici. O parcare cu câteva sute de locuri care va permite, practic, autocarelor, turiștilor cu autovehicule mici sau mari care vin acolo să parcheze. Va permite de asemenea, ca în cazul în care pe defileul Jiului apar blocaje cauzate de avalanșe, căderi de pietre, să grupăm acolo persoanele surprinse în zona respectivă. Deci are un rol foarte important această parcare și cele două obiective urmează să fie scoase, se află de fapt în procedură de licitație și urmează până la sfârșitul lunii februarie, dacă nu mă înșel, să fie scoase, să fie postate pe SEAP pentru a se continua lucrările. Credeți că firma care s-a ocupat și până acum de lucrări va participa la această licitație? Bun, dacă, se va înscrie? Dacă firma nu are un certificat negativ, legal poate participa la licitație. Acum trebuie, știți cum e la licitație, cine are oferta tehnică sau practic echilibrul cel mai bun între preț și calitate, acela câștigă contractul. Este vorba de o formulă matematică. Asta ca să dezamorsez o altă legendă în ceea ce privește Gnaierul, că putem noi să favorizăm un participant sau altul. Nu. La licitație este o formulă matematică, e o grilă, practic. Cine îndeplinește punctajul, se face media și la sfârșit cel cu punctajul cel mai mare câștigă contractul. La noi, la Târgu Jiu, am dat peste o problemă în ceea ce privește persoana care a câștigat licitația, pentru că la rândul lor au subcontractat o altă firmă și au subcontractat o altă firmă. Dacă și până la urmă s-a ajuns... Dacă contractul inițial, pentru că este o practică, dar aici depinde de cel care contractează serviciul. Dacă eu îți permit să subcontractez, mi-am asumat lucrul ăsta. Dacă nu îți permit prin contractul inițial să subcontractezi, atunci ai săvârșit o faptă... S-a reluat licitația și în ceea ce privește varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Procedurile au reluat. Procedurile. Da. Din ultima decizie a directorului general al CNAIR, până în începutul lunii februarie, trebuie urcată în SEAP. Deci, de ce așa târziu? Pentru că vorbeați de reluarea acestor proceduri de... Nu, păi da, înainte de a urca în SEAP, s-au schimbat niște proceduri lungi. S-au schimbat niște parametri. Știți că inițial a fost scos la licitație, după ce s-a reziliat contractul, a fost scos la licitație un proiect pentru îmbunătățirea solului de fundare. Acum am revenit sau cum să zic, a schimbat filozofia și scoatem la licitație inclusiv îmbunătățirea solului de fundare odată cu construcția în sine. Deci a fost o procedură mai greoaie, pentru că știu că discutam noi. Nu mai greoaie, procedura e aceeași, e puțin mai complexă și atunci trebuie să fii atent, pentru că ce nu se vede apropo de procedurile astea de licitație? Sunt documente de mii de pagini care trebuie analizate. Orice greșeală într-un document, scăpată cu trecută cu vederea, în faza după ce ai semnat contractul, în faza de proiectare sau de execuție, îți poate crea prejudicii. Și tocmai de aceea trebuie să verifici permanent. Problema mai este o... Și de ce ați luat dumneavoastră decizia cei de la CNAIR să modificați? Pentru că ar fi durat foarte mult. Practic scoteam la licitație îmbunătățirea terenului de fundare. După ce se termina lucrarea, veneam și mai scoteam o dată la licitație proiectare și execuție și ar fi durat un timp aproape dublu. Atunci, în momentul în care vii cu un cai de sarcini și ceri inclusiv îmbunătățirea terenului de fundare, acea îmbunătățire efectivă, pe de o parte, intră în partea de execuție direct, iar în faza de proiectare se ia în seamă la proiect, se ia în calcul la proiect, inclusiv zona în care trebuie îmbunătățit terenul de fundare. Deci se scurtează foarte mult timpul. Nu are legătură cu discuțiile care au apărut în spațiu public că proiectul pentru varianta ocolitoare a fost greșit? Nu, n-are nicio legătură. Nu. Faza cu discuțiile din mediul suburban erau că am trecut cu centura, am greșit proiectul și am trecut cu centura prin case. Nu de proiecte. La asta se referea proiect greșit. Nu, această modificare a proiectului cu stratul de fundare a apărut într-o zonă
pe care noi nu o știam că este o zonă cu problema terenului, la o zonă mlăștinoasă, da. Mă refer și eu, exact. Că au apărut aceste probleme în spațiu public, cum că s-a greșit proiectul pentru că nu ați făcut cercetările necesare și că zona respectivă va crea probleme. Aici la construcția. Aici trebuie să fac o lămurire. Nu e vorba de greșirea proiectului. În momentul în care se face un studiu de fezabilitate, se stabilește coridorul optim. Bun. Dar coridorul optim nu poate să treacă doar printr-un teren ideal. Adică nu poți să ai peste tot stâncă, să te duci perfect, să n-ai probleme. Păi da, dar atunci când s-a început construirea, nu s-a văzut că acel teren e mlăștinos? S-a văzut, dar n-aveai pe unde să locuiești, adică făceai o buclă în centură, așa, te mai duceai încă 30 de kilometri. Deci s-a știut de acea situație, nu s-a știut că este atât de gravă, atât de ca să zic o problema respectivă. Și pentru ați găsit o soluție pentru rezolvare. Care e această soluție? Deci soluția pentru rezolvare este introducerea unor perne de balast. Deci, practic, niște saci enormi cu nisip, înveliți în niște materiale speciale. Geogrill. Care permit apei să se dreneze. Deci nu mai stau în sol. Pe tronsonul acela va fi stricat totul și introdus? Nu s-a făcut experimentale. Deci ce a văzut lumea că s-a lucrat, au fost făcute sectoare experimentale de către inginerul rezident pentru a găsi soluția optimă de a se pune în aplicare pe tot sectorul. Deci au fost făcute vreo 5 sau 6 sectoare experimentale până am ajuns la soluția cea mai bună. Și aici trebuie să vă spun, să știți că pe toate șantierele se fac sectoarele experimentale, ceea ce mulți nu văd șantierul. Apoi să facă pe tot tronsonul, nu ne interesează, deci, pe noi mai se facă. Sunt procedură de în construcție. Și acum, dacă nu începe autostrăzile mari, constructorul, înainte de a aborda un anumit segment, face un sector experimental, se vadă cum se comportă balastul, cum se comportă terasamentul, cum se comportă solul. Deci se fac, e o procedură standard pentru constructori. Să facă pe toată varianta ocolitoare, cât ține ea, numai să se finalizeze. Păi, 10 km avem asfalt, nu mai putem face sectoare experimentale. Dacă în februarie începe, se va urca pe SEAP pentru ca cei care doresc să participe la licitație, mă gândesc că în câteva zile, poate o săptămână, două... Nu e așa. Păi nu înțeleg de ce durează atât de mult. Haideți să vă explic de ce durează atât de mult. Sunt trei faze la licitație. Deci prima dată este postarea pe SEAP. Bun. Se dă care nu durează se dă un se dă un termen limită, să spunem o lună, într-o lună toți doritorii pot să-și depună documentele de participare la această licitație. Se încheie termenul limită. Încep fazele de evaluare a documentațiilor. Prima fază este faza duaie, faza de calificare a documentelor, în care se vede dacă toți participanții au depus toate documentele cerute. În cazul în care se descoperă că anumite documente nu au fost depuse sau nu sunt conforme, acei participanți sunt eliminați. Bun. Dar, în această fază, practic oricine poate veni să depună contestații, inclusiv cei care nu au fost participați la licitații. Să depună contestații la ce? Prima dată la CNAIR. După aia, dacă nu le convine rezultatul, se pot duce la CNSC. Păi, să depună contestații că n-au depus ei documentele? Nu, că li se pare oriceva ciudat. Da, deci pot pune, depune conform legii, pot depune contestații. Vin cu clarificări. Rezolvi problema asta. Deci într-o fază în care, de fapt, nu se stabilește nimic decât se verifică niște documente, pot se să vine depună cu contestații și cu clarificări. Da, bun. Rezolvăm. Și asta scrie în lege. Da. Rezolvăm după, pentru că vă zic, am văzut pe colegi de mei cărând tone de maculatură, citind zeci de mii de pagini de astfel de contestații. Și de ce nu vă adresați, nu știu, ministrului transporturilor să facă în așa fel încât să se... Legislația derivă din normativele europene, n-ai cum să îngrădești dreptul omului de a contesta. Există, acum căutăm soluții și să sperăm că am găsit niște soluții de îmbunătățire, dar este democrația. N-ai cum. În democrație nu poți să interzici cuiva... S-a găsit acea soluție unde noi aveam arpunul când venea și îți contesta și spunea să oprești lucrarea. Acum îl obligă să pună o garanție. Da. Dar tot te contestă, tot nu poți să dai. Deci este o... Deci să nu ne gândim că vor începe lucrările prea devreme. Pentru asta v-ați enervat deja la faza asta. Dar stați că n-am terminat. Vine faza dar de... Dar n-ai cum să nu te enervezi, pentru că știi că trebuie o lucrare terminată într-un timp și ne lovim de fel după, de fel după de ce pierici. Vă explic, tot o să vă enerva și mai tare. Probabil că o să vă lua și la bătaie la un moment dat. Deci vine faza de evaluare financiară, faza de evaluare tehnică. La fel, aici numai cei care au participat la licitație pot să mai depună contestații, dar la fel, clarificări. Mii de pagini. Trecem după un timp și de această fază, după ce analizăm, clarificăm, răspundem. Vine faza de evaluare financiară, iar contestații. În sfârșit, terminăm cu calvarul care poate să dureze, cum să zic eu, recordul este VO Timișoara Sud. 2 ani de contestații. 2 ani.
Nu ne descurajați, vă rog. Să vă zic. Vine în sfârșit faza în care anunți câștigătorul și ghiciți ce? Contestat la rezultatul licitației. Da. Și de aici mă așteptam. Și... aici mă așteptam. Păi stați că nu v-ați aștepta la tot. CNSC. Nu suntem mulțumiți la CNSC. Ne ducem în instanță. Nu suntem mulțumiți nici în instanță. Ne ducem la Curtea Supremă. La Curtea de Apel. S-ar putea Curtea de Apel să spună reevaluați ofertele. Și o luăm din nou de la cap. Cum avem chiar acum această deci, problemă. Ca să înțelegeți de ce durează atât. Bun. Am înțeles cu procedura de licitație. De fapt, n-am înțeles nimic. Nu știu dacă telespectatorii ori fi înțeles ceva. Ați înțeles, dar nu acceptați. N-am înțeles absolut nimic. Sunt atât de greoaie, sunt atât de... La un dat o contestație a fost, știu, la autofreze, când s-au chestionat. Contestau faptul și clarificau, dacă o clarificare, știu, m-am uitat pe documente, dacă volanul trebuie să fie obligatoriu în, pe partea stângă, după aia dacă poate să fie pe partea dreaptă sau central, motivele de contestații sunt diverse, deci, nu? Dacă semnalizatoarele trebuie să fie pe cabină sus sau pe cabină în lateral. Bun. Revenim la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Să zicem că vor fi reluate lucrările. Cât să zicem, vor fi reluate. Când vor fi reluate, ne-a spus dumneavoastră că e posibil și peste 2 ani. Dacă... Recordul a fost vreo Timișoara, să vom atinge recordul. Să batem noi. Sper să nu batem vreodată record. Cam cât mai avem de lucrat la această variantă ocolitoare, la care lucrăm de câți ani, domnule Tudor? Păi am dat drumul în 2014. Uh-huh. Deci să cam fie. Sunt. Din păcate, recunoaștem. O mai facem? Da. Banii sunt, voință este, să ne mai ajute și cine trebuie, să ne dea planurile parcelare. Revenim la acelea discuții. Încă de când a venit, nu vorbim de vechea conducere, pentru că nu vorbim de vechea conducere, vorbim de actuala conducere a municipiului, care dă vina pe dumneavoastră că nu vă faceți treaba, dumneavoastră aruncați pisica în ograda lor, că nu vă dau ei planurile parcelare. Bun, haideți să ne înțelegem. Pentru a putea despăgubi oamenii, deci la ce ne încurajează primăria să facem acum, ne încurajează să le luăm terenul fără să le dăm banii. Să intrăm. Bine, peste case nu mai este cazul că păi, da, am despăgubit toate casele. Oricum puteți să intrați peste oameni fără să le dați banii, pentru că este legea exproprierii. Corect. Care s-a modificat. Haideți să vă dau un exemplu. Ce înseamnă lipsa planului parcial? Noastră aveți acest teren, în mijlocul unui câmp. Da. Noi trecem și vă luăm bucățica asta, da? Dar noastră trebuie să vindeți terenul ăsta, jumătate din el. Nu puteți să faceți nimic până noi nu vă facem dezmembrarea. Neavând planurile parciale, putem să vă ținem și 10-15 ani blocați. Da, dumneavoastră puteți să lucrați pe tronsonul corect? Ăla, fără plan parcial, dar dumneavoastră nu faceți dar, asta. Ba da, cum am relansat licitația? Asta vă spun, au fost un cumul. Dar acum, după ce se va relansa licitația, noi vom intra pe extravilan, n-am avut probleme foarte mari cu persoane, dar pe intravilan vorbim de case. Da, am înțeles. La case a fost o problemă. Păi mai care s-a câte terminat case astăzi? Astăzi s-a terminat. A fost ultima comisie. Bun. Deci am rezolvat și problema caselor, da? I-ați despăgubit pe toți. Am terminat. Mă bucur, pentru că, sincer vă spun, n-am avut încredere până nu am văzut oamenii aia că au venit la primărie să-și ia banii. Și și-au luat banii. V-am spus, sper că atunci la următoarea întâlnire să-mi spuneți, uite, a venit oamenii și au luat banii, pentru că nu am avut încredere, că erați prea tărăgânat. Nu știu, cred că vreo 3 luni de zile am avut aceleași discuții, gen, săptămâna asta dăm banii la oameni, săptămâna asta dăm banii la oameni. Să vă dau un exemplu. Și a trecut 3 luni de zile. Am trimis către CEC de 5 ori documente, de 5 ori le-au trimis apoi că nu găseau ei. Ei, acum că s-au dus oamenii la CEC, le spune CEC-ul că n-au bani, trebuie să programeze la bani. Dar nu mai e problema noastră. Deci, ați rezolvat cu casele, înseamnă în că nu sunt... mai întâmplați probleme în construcția. Mai avem o mare problemă care încă este blocată, acea ordonanță prezidențială obținută de o doamnă, care încă nu s-a rezolvat pentru că este la Înalta Curte de Casație, care acordă niște termene. Vorbim despre anilor. Acea locuință? Nu locuință, vorbim de un teren, pur și simplu e un teren în câmp. Și au obținut o ordonanță prezidențială unicată în România, nu s-a mai întâmplat niciunde. Desistarea lucrărilor. Și nu puteți, nu știu, să faceți în așa fel să ocoliți? Să... Păi n-ai cum ce să ocoliți. E un pod acolo, este exact un pod. Și am făcut 75% din pod este finalizat, iar restul am rămas cu grinzile lângă. Dar de fapt lângă. E proiectul tehnic. E ca și când ai vrea să demolezi bucatea aia de pod să te apuci să construiești în altă parte. Dar mai o chestie. Ai un coridor stabilit prin SF, nu poți duce în altă parte decât coridorul care înseamnă să faci un nou SF sau reactorul. Cum vedeți o rezolvare la această situație? Pentru că din nou blochează lucrările. Așteptăm termenul de la instanță. Avem termen undeva la jumătatea anului, din câte știu eu, și este de 3 ani. Justiția este independentă, inamovibilă. Nu putem interveni asupra justiției. Câți oameni expropriați mai au să-și mai recupereze bani de la
de la stat după ce au fost afectați. La 1000 de proprietari. Și mă gândesc că toți au fost, v-au acționat în instanță. Nu. Nu, nu. Da, sumele sunt consemnate în conturi. Oricum, sumele sunt în conturi, dar... Problema este că trebuie să identifici proprietarul și suprafețele. Și asta nu o poți face decât pe plan parcelar. Dar luăm actele. Dacă vreți, deschidem acum Google, citim legea exproprierii și vedeți acolo cum spune procedurile. Și spune clar, plan parcelar pus la dispoziție de administrat de UAT, de Unitatea Administrativă Teritorială, care spune clar, termen de 6 luni. Au trecut... multe luni. Ca să înțelegeți așa, ăsta este contul, da? Deci, cuiva îi se cuvine acest cont. Cine din noi trei ia? Cine are acte? Cine are dreptul să le ia? Până când se lămurește cine ia exact acest cont? Pentru că dacă luați noastră și de fapt era ai dumnealui, trebuie să vă acționăm pe noastră judecată să vă luăm bani. Să vă executăm, să vă luăm bani, să dăm lui. Deci se creează... Dar înainte de a se apuca de acest proiect, de ce nu s-au luat toate măsurile să fie în regulă, să se știe, eu pot să construiesc centura pe acest roson, pe acest culoar pe care eu l-am am mers tocmai pe baza acestei legi că a exproprierii. Păi și nu știați, nu scria de atunci lege că vă trebuie planul da, parcelar știți, pus la dispoziție de UAT. Știți ce ziceți dumneavoastră? Și aici e o problemă de societate, până la urmă, și de răbdarea societății. Păi da, cât să mai avem răbdare? Din 2014? Stați, să vedeți. Mie îmi place matematica, te știți. Nimic mi-a plăcut. În momentul în care, ăsta este sistemul german. În momentul în care ei se apucă de un proiect, să-l construiască efectiv, să-l proiecteze și să-l construiască, de fapt să-l construiască, nu să-l proiecteze, termină în timp rapid, în 2, 3, 4 ani. Și toată lumea zice, vai, nemții construiesc în 4 ani. Dar nu văd cei 8, 10, 15 ani dinainte în care au făcut studiul de fezabilitate 3 ani. Au expropriat tot. Încă 4-5 ani au rezolvat, dar alea nu se văd că sunt... Păi, dar eu sunt complet de acord cu dumneavoastră. Deci, de ce nu s-a făcut și la noi la fel? Pentru că noi... pentru că noi vrem să le facem pe toate odată, pe toate repede, odată, pentru că noi nu păi avem drumuri avem naționale, nu avem autostrăzi, noi nu prea avem nu, nimic în țara asta și suntem atât nefericiți încât acum trebuie să le facem pe toate. Da. Nu avem răbdare. Aici e problema. Vorbim și de sursele de finanțare care sunt pe anumite perioade de timp și încerci să te încadrezi să iei fonduri europene și te duci de pe și zici, asta mai am 3 ani, hai că ne încadrăm, le facem, că primăria ne-a promis că ne face planurile parcelare. Da, primăria ne-a promis și nu v-a făcut nimic. Și ați avut o perioadă în care riscați să pierdeți finanțarea. Da, dar din fericire noroc, pentru dumneavoastră, nu ați pierdut finanțare. Dar dacă o pierdeați... Plus că să vă mai zic un lucru pe care, iar uite, aici e problema, noi avem o memorie oarecum selectivă, așa ca la nivel de mase. Vă aduceți aminte că noi timp de vreo 14-15 ani am dezbătut dacă avem nevoie de drumuri naționale sau de autostrăzi sau de drumuri expres? Acum venim și invocăm, spunem că avem 807 km de autostradă, cât aveau polonezii acum 13 ani. Dar uităm de cei 15 ani de dezbateri în care nu ne lămuream, din urma cărora nu ne lămuream ce vrem noi de la noi. Haideți să ne hotărâm, în sfârșit avem master planul general, măcar ne spune în linii mari ce vrem să facem. În sfârșit îl avem. În linii mari. În linii mari, dar și asta a fost, ca să zic așa, elaborat oarecum recent. Sper ca pe viitor să discutăm despre lucruri concrete. Haideți să ne dați așa, că pe dumneavoastră vă văd destul de rar, nu știu când veți mai veni la Târgu Jiu. Dumneavoastră sunteți... Chemați. Nu prea vine domnul Șerbănescu, nu i-a mai adresat invitații, dar probabil că n-a avut drum. Eu vin cu cea mai mare plăcere. La Gorj. Dumneavoastră sunteți de-al nostru, gorjan de-al nostru. Un pronostic. Când se va finaliza varianta ocolitoare a municipiului? Atunci când vor fi îndeplinite în toate an, condițiile în timp. Legale. Mai așteptăm 2-3 ani. În acel an, n-aș fi chiar pesimist așa, părerea mea personală, adică să nu o las ca un angajament al companiei, în maximum 4 ani, eu zic că această variantă ocolitoare va fi finalizată. Domnule, aceeași întrebare. Vorbim tehnic din momentul, pentru că nu poți să știi exact ce spunea colegul în faza de licitație, contestațiile care pot duce la câțiva ani de zile. Da? Vorbim tehnic din momentul în care s-a declarat câștigătorul și a semnat contractul de execuție și primăria municipiului Târgu Jiu ne-a pus planurile parcele la dispoziție și am dezmembrat totul, 2 ani de zile. Bun. Eu acum cred execuție că... vorbim. Eu am vorbit de execuție, dar lui a vorbit cu totul. E foarte, după, e foarte optimist la faza cu legal. După ce veți obține toate cele necesare, o să ne apucăm și să și numărăm zilele. Un an de zile ne-a numai pasajul Romanești. Eu cred, neștiind situația din zonă, dar cred că primăria Târgu Jiu are același interes ca și noi, și anume să ofere cetățenilor din această zonă
o cale de rulare modernă și cred că își va aduce tot suportul. Dacă avea aceleași planuri... Eu refuz să cred că o primăria unui oraș nu vrea ca populația din acel oraș să nu aibă parte de o infrastructură modernă. Și eu cred că își vor aduce, vor veni susținerea noastră pentru a rezolva această problemă. Ani, iertați-mă că am o pierdere de memorie. De câți ani este noua conducere la primărie? 2 ani? Doi ani. A, de 2 ani. Nu, acum probabil că ei n-au înțeles foarte bine importanța acestui proiect. Nu zic de cealaltă, că și pe mandatul domnului Cârciumaru a fost aceeași problemă. Vă spun un lucru, dar măcar noi puteau să facă ceva. Dacă noi ca societate îi vom ajuta să înțeleagă importanța acestui proiect și dumneavoastră trebuie să aveți un rol foarte important. Ce ar trebui să facem? Să mergem în fiecare zi la ușă? Vă rugăm planurile parcelare, domn primar. Zic că cu înțelepciune și cu răbdare orice om poate să înțeleagă. Cred că până la urmă ne pierdem răbdarea. A trecut și timpul, doamnelor, domnilor, a venit timpul să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Și să vă mulțumesc pentru fidelitate. Până la o nouă revedere, vă doresc toate bune!